Descinderile au avut loc la 25 de adrese din București și Argeș. Mascații le-au bătut la ușă presupușilor proxeneți. Mai toți aveau adevărate palate, iar în curți sau la poartă aveau bolizi de 10.000 de euro. Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2013-2017, prin folosirea modului de operare Loverboy, cei în cauză ar fi racolat peste 40 de tinere, pe care le-ar fi determinat să practice prostituția în state ale Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea activității infracționale, cei vizați creau aparența unei relații intime cu victimele, cărora le promiteau chiar și întemeierea unei familii, profitând ulterior de vulnerabilitatea emoțională a acestora pentru a le determina să practice prostituția. De pe urma fetelor, proxeneții ar fi strâns aproximativ 1 milion de euro. De suspecți au fost ridicați și duși la audieri pentru luarea măsurilor ce se impun. La operațiune au participat luptătorii serviciilor de acțiuni speciale Argeș, Dâmbovița și Vâlcea și din Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, IGPR.